Astăzi 31 martie. Am pus colectoarele de polen. Este ora 4 după amiază. Am ridicat deja plăcile active și am început deja să recoltez polenul. Și am zis să pun și să fac un filmuleț. Mai am la câțiva stupi. Da, cred că se vede. Spunea unii că de ce am stimulat în ianuarie. Păi vedeți găletușa asta? Deci e o găletușă de 5 kg. Se vede aici. E aproape plină. Deci nu mai da astăzi, da? Deci eu toată stimularea care le-am dat-o a fost aproximativ 2 găletușe din astea. Care gândiți-vă că deja astăzi am luat numai una. Dacă mai pun mâine colectoarele iar, deja și-a scos polenul pentru la anul. Adică ăsta îl voi pune la congelator și la anul în ianuarie le voi da stimulare. Adică stimulare, turta proteică care le fac, da? Și nu dau bani pe toate, eu știu, Apilux sau mai știu ce e acolo. Deci pentru mine asta este, recoltez polen 2-3 zile. Și din asta fac turtele proteice. Sănătate și numai bine!